Salutare dragii mei abonați! Bun venit pe canalul meu! Nu uitați să vă abonați la canalul meu și să activați notificările pentru a fi la curent cu cele mai recente informații și evenimente. Uită-te la sora lui Brahim Celikcol, care a fost cândva Hakan din Cucurova, care a păstrat un secret. Ea a captivat mințile cu frumusețea ei. Viața lui Brahim Celikcol, care a jucat odată Hakan în Cucurova, cu nume precum Furkan Palal, Hilal Altınbilek și Halia Darkan, a devenit un subiect de curiozitate. Sora mai mare a celebrei actrițe, care s-a căsătorit cu Mihre Mutlu în 2017, a fost deosebit de curioasă. Cei care l-au văzut pe cipeșul frate al celebrului actor căruia era dor de ochi au rămas uluiți. Iată-o pe sora mai mare a lui Brahim Celikcol, care a fascinat cu frumusețea ei. Asıl Celikcol, sora mai mare a celebrei actrițe. Am cercetat Asıl Celikcol pentru tine. Înainte de a-și începe cariera la Royal Canin, Asıl Celikcol a lucrat ca manager de vânzări într-o altă companie celebră. A câștigat numeroase premii pentru performanța sa, cum ar fi cel mai bun proiect de dezvoltare orientat către client și succesul global. Cei doi frați fac lucruri foarte diferite unul de celălalt. În timp ce unul îi afectează pe toată lumea în actorie, despre celălalt se vorbește cu succesul său în viața de afaceri. Brahim Celikcol, în schimb, nu împărtășește nimic fratelui său și familiei sale, iar cei care văd că are un frate sunt foarte surprinși. Brahim Celikcol, fiul fotbalistului Suheil Celikcol, a studiat actoria după ce a jucat basket și modelin pentru o vreme. Prima experiență de actorie a avut-o în serialul TV Pars Narcoteror, care a fost lansat în 2008. Brahim Celikcol a spus că visul lui este să joace într-un film de talie mondială. Într-un interviu despre tranziția sa de la basket la actorie, el a spus, de fapt, planul meu de viață a fost complet diferit. Toate visele și dorințele mele au mers în sfârșit la basket. Dar nimic în viață nu merge conform planului. Vorbind ani de zile, chiar nu știam ce este faima și cât de atractivă era. Al meu a fost un punct de cotitură. Am avut o accidentare. Și după acel incident, am votat pentru actorie. Actrița, care este în prezent căsătorită cu Mihre Celikcol, trece printr-o perioadă dificilă. Încercând să-și salveze căsnicia, actrița face tot posibilul să-l ajute pe fiul ei Ali să treacă prin acest proces cu cât mai puține pagube. Deși cercurile sale apropiate au intervenit pentru a-i salva căsnicia, această problemă nu a fost încă clarificată. Am ajuns la finalul unui alt videoclip. Nu uitați să ne abonați, să activați notificările și să dați like videoclipului nostru. Ne vedem într-un alt videoclip. Aveți grijă de dumneavoastră! La revedere!